La Asociația de Proprietari numărul 80, facturile chiar s-au triplat, declară revoltată administratorul acestei asociații. Din păcate, astfel de cazuri nu sunt singulare, conducerea RAN-ului reușind să cadă în derizoriu cu declarațiile făcute. 254 noiembrie, 793.07 pe decembrie. Cine minte, ne rup. Dar practic și dumneavoastră credeți că sunt umflate aceste facturi? Dar bineînțeles, domnule, nu se poate așa ceva. Care-i diferența de 4 zile? Temperaturile au fost aceleași. Dacă ne aducem aminte că stăm în mânecă scurtă. Asta-i consum de gigacalorii pe decembrie. E da, exact. Administratorii și locatarii așteaptă cu teamă facturile aferente lunii ianuarie și se așteaptă la același jaf din partea anului și în perioada următoare. Nici nu vreau să mă gândesc. Le așteptăm, le analizăm, le refuzăm la plată și v-am zis, când o să ne cheme la negocie, o să strângem toți oamenii din asociație, bineînțeles, oameni cu carte, oameni pregătiți, și o să mergem la dânsii și să le dea oamenilor și proprietarilor răspuns. Președintele asociației întărește spusele administratorului și chiar vorbește și de existența altor probleme. De asemenea, subliniază că RAN-ul nu trebuie să-și recupereze datoriile de la severineni, ci de la cei care sunt vinovați pentru situația actuală a unității. În luna lui decembrie față de noiembrie a fost și triplă, nu numai dublă, triplă. Deci, domnul... Registra consum triplu. Consum triplu, cum s-a înregistrat, nu știm, fiindcă sunt scări care nu au aparate, ne-a pus și s-au furat cablurile, ne-a pus și am luat cabluri, dar aparatele dumnealor nu merg, nu funcționează, s-au dat respinsă și merg de ani de zile, poate respinsă și noi am plătit pe ele că mergeau. Deci la multe scări de bloc nu avem aparate care să măsure căldura și o ia de la o scară la alta. Nu e posibil așa ceva. Sunt în insolvență și nu au bani. Păi dacă suntem... Să recupereze aceste datorii de la oameni? Aceste datorii, normal că nu trebuie de la oameni, ce s-a mâncat niște bani înainte, cine a mâncat, să plătească, nu să interneze prin spital, că e bolnav acum. Să știe treaba cine este și așa că să facă bine și să pună la punct, să-și pună aparate cum trebuie și după aia discutăm. Nu să băgăm așa de la o scară la alta din burtă. Singura speranță pentru a reveni la normalitate pare să fie sprijinul și implicarea autorităților locale. Domnul Duicu sunt sigur că se implică și cu domnul primar și domnul prefect să se implice, fiindcă aceea este cuibușorul și trebuie făcut o chestiune. Că nu se mai poate